Liniște, de câte ori să vă spun, nu putem să vă dăm lefurile pentru că suntem în blocaj financiar. Cum? Iar nu ne dă lefurile! Și nu ne dă lefurile! Ascultați-mă până la capăt. Vă dăm o primă și o jumătate de porc. Bine, da, Crăciunul a trecut. Păi da, o jumătate de miel, că mâine, poi mine este Paștele. Asta e. Asta e. Asta e. Și leafa nu putem să vă dăm. Repet, suntem în blocaj financiar. Noi vrem să facem nădragi. Nu să stăm într-un blocaj. Noi vrem să facem nădragi. Nu vrem să stăm în blocaj. Auzi? Auzi, mă, da? Da, auzi? Dar ce înseamnă blocaj financiar ăsta? Da, vă să-l explicați. Păi ascultați-mă până la capăt, nu mai mă întrerupeți. Ce fabricăm noi? Fabrica de nădragi Spetești. Băi, nădragi! Nădragi! Nădragi, măi, dragilor! Pantaloni se fac în toată lumea asta, dar nădragi se fac numai la noi, la Spetești. Asta este. Deci dați-mi voie să vă spun ca lider sindical și să vă atrag atenția că suntem pe primul loc în fabricatul nădragilor. Suntem, aș putea spune, unici! Bravo! Suntem unici în nădragi! Suntem unici în nădragi! Domnule, sunteți unici, măi, dragilor! Dar ce se mai folosește la fabricarea nădragilor? Betelie! Da? Acide sulfilat! Și nasturi! Și mai ce, că doar nu mergi pe stradă ținându-ți nădragii cu mâna! Fermoare? Da. Bravo, mă, fermoare! Fermoare! Fermoare, măi, dragilor! Dar iată ce se întâmplă, nasturi nu se mai găsesc, ața se rupe, fermoarele comandate acum 2 ani au venit știrbe, dar noi, datorită mie ca director, ați continuat să faceți nădragi. Trebuie să fiți mândri! Păi da, noi vrem să facem nădragi, nu să stăm într-un șomaj! Vrem să facem nădragi, nu să stăm în șomaj! Aminte de când să fac aici nădragi, că eram puști când a ieșit pe poartă prima pereche de nădragi. Chiar eu cu mânuțele astea două le-am decupat butonierele pentru șliți. Trebuie să vă atrag atenția că stăm deja pe un butoi cu pulbere. S-au semnalat deja primele elemente care au plecat acasă cu teancul de nădragi. Avem pierderi la nădragi. Păi ce facem? Știți ce vreau să vă spun? Iertați, sunteți deschiat la... Saună, vă rog. Vrem leafa! Vrem leafa! Vrem leafa! V-am spus că suntem în blocaj financiar. Le-am livrat la unii 200.000 de perechi de nădragi indeșirabil, de cea mai bună calitate, și nu ne-au livrat banii. Asta este. Păi de ce? Banii noștri. A adus-o pe doamna secretară, care a făcut schimb de faxuri cu ei. Spune-le, domnișoara Mimi. Dragilor, ne amenință ăia cu beteriile și ăia cu ața de surfilat. Ce e atât de greu de înțeles? Zice, vă place să faceți nădragi, dar banii de beterie și de ață de surfilat nu ni-i dați. O să venim și o să vă spânzurăm cu ața de surfilat. Așa? Înseamnă că s-au îmbunătățit calitatea la ață. Domnul Croitoru, până aici, te rog frumos, să nu faci remarci răutăcioase la adresa domnișoarei Mimi. În primul rând pentru că este secretara mea, domnului director, și în al doilea rând pentru că dânsa ne va scoate din impas. Cum ne scoate din impas? Cum? A găsit cu mijloacele dânsei specifice un investitor strategic care ne va privatiza pe toți. Ne privatizează! Ne interesează! Iată, domnul director, când vine americanul? Care american, domnule? Am zis eu că e american. Vă e gândul numai la american. Ce noi facem? Cinci, facem nădragi. A găsit și dânsa. Și a putut acum. Îl așteptăm din clipă în clipă. Asta este. Uite-l că sosește. Aplauze, vă frumos! Aplauze! Aplauze, vă rog frumos! Privatizare! Bravo! Vă rog frumos! Domnul Bana Musala! Gana, ei au apuna cu o sugă, vină mă, cam oana,
n-aba fermoare, n-aba nădragi. Ați înțeles, mă? Nădragi, da, 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 sigur. Alo, salim, acamoana te, ngaina, cu somele bine bilocoana, n-aba privatizare. Ați înțeles, nu? Privatizare, privatizare. A fost la început, mă. Domnișoara Gina, tradu dumneavoastră ce a spus des. Domne, dragilor, a zis că o să ne privatizăm, dar trebuie să ne reprofilăm. Reprofilăm? Să vă schimbați profilul, adică... Ne schimbă! Dar leafa, leafa ne-o dă? Da, dragă, vă dă! Vă mulțumim, la revedere. La revedere. Da. Asta e, măi, dragilor. Suntem iar în blocaj financiar și nefurile nu se dau. Da? Asta e. Și privatizat și cu banii luați. Ce, ce facem noi acum, domnule? Ce facem? Lasă că mă duc eu după el. Hai, lasă că hai mă duc. Hai după el.